Bun găsit, prieteni, vă spune Vlad Lucian Arhire la o nouă ediție a emisiunii Regiunea în Obiectiv. Sunt singur de data aceasta în studio, dar avem invitații deosebită de importanți care vor intra cu noi în direct, fie prin intermediul Skype-ului, fie prin telefon, pentru a dezbate subiectele de actualitate sportive, bineînțeles, din zona Moldovei. Urmează așadar 50 de minute cu mult sport aici la Regiunea în Obiectiv. Reputatul tehnician Cornel Bădulescu va intra cu noi în direct prin Skype pentru o discuție mai amplă, mai largă despre ceea ce se întâmplă în Liga Națională de Handbal Masculin, acolo unde zona Moldovei este reprezentată de 5 formații. Din păcate, doar 3 dintre ele sunt prezente la cel de-al doilea turneu care se desfășoară în această perioadă la Sfântul Gheorghe. Din cauza epidemiei de coronavirus, băcăoanii și jucătorii din Botoșani nu au mai ajuns pentru că au loturile pur și simplu decimate. De acolo, din miezul evenimentelor, Petre Ghervan, coordonatorul tehnic al celor de la CSU Suceava, ne va povesti cum se desfășoară partidele acolo, ce măsuri se iau, dar bineînțeles vom vorbi și despre rezultatele echipei din Suceava. Iar de la Iași, Florin Spiridon, antrenorul Politehnicii Iași, ne va prezenta care e situația la echipa din eșalonul secund, dacă s-au reluat sau nu antrenamentele, cum decurg acestea și dacă se știe vreodată pentru reluarea competiției. Bineînțeles, nu lipsește fotbalul de Liga 3, așa cum v-am obișnuit. Un amplu grupaj cu reacții și imagini va veni spre sfârșitul emisiunii. Tot atunci îl vom avea în direct și pe Florin Croitoru, antrenorul liderului din seria 1 a Ligii 3, Hușana Huș, care are 12 puncte din tot atâtea posibile după 4 meciuri. Începem însă cu fotbalul de Liga 1. Din păcate, rezultatele pentru echipele din Moldova nu au fost tocmai bune la sfârșitul săptămânii trecute. Polia și-a cedat 0-1 la Craiova, iar ieri, pe teren propriu, FC Botoșani pare că nu reușește să iasă din pasa proastă, a pierdut 0-2 cu Chindia Târgoviște. Ascultăm acum ce spune Daniel Pancu. Cred că am arătat mult prea mult respect celor de la Craiova. Am fost timizi în multe momente ale jocului, dar am terminat bine, chiar cu un om în minus, și cred că dacă ar mai fi durat puțin jocul, puteam chiar pleca cu un punct care nu cred că era meritat de aici. Adevăr, din partea jurnaliștilor Brevel și ceva despre... Brevel, da, simțit... L-am întrebat și acum în vestiar, nu știu exact să-mi spună dacă e vorba de o ruptură sau contractură. Cred că este o contractură undeva pe mușchii aductori, inghinali la piciorul drept. Andrei Cristea și Platini fără probleme medicale? Nicio problemă medicală, au fost două schimbări de ordin tactic, pentru că aveam nevoie de profunzime în primul rând. I-a fost greu și cu Bălașa și cu Marius Constantin în spate. Normal, în momentele în care el vine spre mijlocul terenului, aveam nevoie de profunzime cu Calcan și cu Platini. Nu am reușit acest lucru. Nu cred că am reușit să ținem mingea mai mult de 5 minute în terenul lor. În prima repriză mă refer. Am încercat să reglez aceste lucruri la pauză. Jucătorii au nevoie de odihnă pentru că au consumat foarte mult în aceste 6 etape. Cred că mulți și-au depășit condiția. Dacă ținem cont că nu am avut perioada de pregătire, am reluat echipa cu o săptămână înainte de a începe campionatul. Bine, ca și puncte suntem bine și ca și joc, în multe momente în aceste 6 etape am arătat nesperat de bine și pentru mine. E important să ne continuăm acest proces de integrare a jucătorilor, pentru că unii se acomodează mai repede, alții mai greu. Fizic, să ne odihnim, să fim odihniți și să ne... O săptămână de relax, va fi un joc de un amical sâmbătă la Botoșani pentru jucătorii care au jucat mai puțin sau deloc, să le dau minute cu o echipă de prima ligă. O săptămână de odihnă, de relaxare, după care pregătim foarte bine a doua parte a campionatului, care e fără întrerupere, sunt 10 jocuri până la Crăciun și trebuie să, pe lângă acest proces, în continuare spun, avem nevoie și de puncte în procesul ăsta. A
Așadar, un meci amical la sfârșitul acestei săptămâni între Politehnica Iași și FG Botoșani, echipă care vă spuneam că nu traversează o pasă tocmai bună. 5 partide fără nicio victorie și spunea Marius Croitoru că nu crede că în cariera sa, de când antrenează la FG Botoșani, a mai înregistrat 2 eșecuri care să vină unul după celălalt. Iată, s-a întâmplat ieri a doua înfrângere, de data aceasta în fața Chindiei Târgoviște. Găsise și o explicație Marius Croitoru pentru aceste partide pierdute și pentru forma nu tocmai bună a fotbaliștilor săi, faptul că unii jucători sunt cu gândul la plecare. Mai sunt câteva ore din perioada de transferuri, se va încheia la miezul nopții în această seară. Haideți să ascultăm însă ce a spus Marius Croitoru după înfrângerea de ieri de pe teren propriu în fața Chindiei. Trebuie să căutăm vinovați, pentru că vinovați suntem, în primul rând, sunt eu și pe urmă ei, pentru că am dorit tot felul să încheie mai repede această perioadă și cu această mini-vacanță care o avem până la meciul cu CFR să ne punem la punct din toate punctele de vedere, și moral, psihic și fizic, chiar dacă am câțiva jucători și accidentați și suspendați și plecați la lot, și plecați și transferați, dar asta este, înțeleg. Suntem într-o perioadă în care îmi doresc două feluri să încheie cât mai repede aceasta de transferuri, pentru că și anul trecut tot în aceeași perioadă am suferit foarte mult din punctul ăsta de vedere. Mentalul jucătorilor este scăzut pentru că toți își doresc să plece, sunt doriți, sunt salarii, li se oferă salarii mari și numai că în fața banului de cele mai multe ori devii dereglat, așa, când noi nu putem oferi salarii la nivelul la care oferă alte echipe și automat fiecare își dorește ce e mai bine pentru el și pentru familiile lor. Deci în afară de Dugandici? Există posibilitatea să mai plece 2 fotbaliști în momentul ăsta acum. Sunt oferte, o zi, mă? Chiar și Chindrici? Nu știu nimic de Andrei, dar sunt 2 jucători din zona de atac care au ofertă clară, concretă. Rămâne să vedem ce se poate sau ce se întâmplă până mâine la ora 12 noaptea. Dar e greu să lucrezi cu jucători care nu... Nu, greu, foarte greu. Este imposibil de lucrat. Dar te-am zis, sunt mândru de ei, de ceea ce au realizat. Îi apreciez pentru ceea ce au făcut. De asta spun că suntem într-un moment în care trebuie să înțelegem că fiecare trebuie să-și urmeze drumul lui. Noi, echipa, să mergem pe drumul nostru, iar ei să se ducă la mai bine, să câștige mai mulți bani pentru ei, pentru familiile noastre, iar noi, ca și club, să beneficiem de ceea ce au realizat ei. Din punct de vedere sportiv, am beneficiat pentru că am ajuns o clasare istorică, locul 4, am mers în cupele europene. Din punct de vedere financiar, ar trebui să câștigăm și noi ceva, pentru că suntem clubul care i-am readus și i-am pus în posibilitatea de a câștiga mult mai mult decât au câștigat când au venit la noi. Și din punctul meu de vedere, este un deal corect, o înțelegere foarte corectă. Ei să fie lăsați să plece, pentru că mintea lor și sufletul nu mai este pentru această echipă. Da, vom vedea exact de ce jucător se va despărți sau nu FC Botoșani în următoarele ore. Am încercat să-l contactăm și pe finanțatorul celor de la Botoșan, Valeriu Iftime, dar nu ne-a răspuns la telefon, nici pe site-ul oficial sau pe pagina de Facebook. Nu apare încă vreo informație că au fost realizate transferuri, dar vă vom ține la curent în emisiunile informative de aici, de la TVR Iași, din zilele următoare. Acum vă promiteam o discuție mai amplă despre handbalul masculin din zona Moldovei și nu puteam să-l contactăm decât pe antrenorul emerit Cornel Bădulescu, care e alături de noi prin intermediul Skype-ului, așa cum vă spuneam. Bună ziua, domnule Bădulescu! Bună ziua! Nu am apucat să vă felicit pentru titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași, care vi s-a acordat în luna august, pe la mijlocul lunii august, dacă nu mă înșel. E o satisfacție importantă pentru dumneavoastră? Da, este o satisfacție importantă. Nu oricine poate să fie cetățean de onoare al Iașului, dar totuși cred că rezultatele mele, nu numai în Iași, ci și în afară, atât la echipa națională, cât și la echipele de club unde am activat, în care am câștigat o Cupa României, o Cupa Europeană, am mers cu echipa națională la campionat mondial, campionat european, vicecampion mondial universitar, campion balcanic de tineret și alte rezultate.
cred că au fost condițiile care au fost necesare sau care, pentru care mi s-a atribuit acest titlu. Peste tot, chiar dacă nu toate activitățile au fost pentru Iași, dar Bădulescu de la Iași era și familia în Iași și el în prezent tot în Iași este. Când v-a simțit cel mai bine la Iași, domnule Bădulescu? În ce perioadă? Cel mai bine la Iași m-am simțit până în 89, când echipa de fete Terom era la combinatul de fibre sintetice, cu care am câștigat Cupa României, am avut jucătoarea lot, am antrenat lotul de tineret. Lucrurile erau clare, condițiile erau clare și bune pentru perioada respectivă. Sportivele erau mulțumite și ne făceam treaba bine. Care, dezvăluiți-ne acum, înainte de a intra în subiectele de actualitate, care este cea mai valoroasă handbalistă pe care ați antrenat-o? Sigur, cea mai valoroasă este Valentina Cosma, care la momentul când era la Iași, era cel mai bun pivot din lume, declarat, care după Iași a plecat la Râmnicu Vâlcea și de acolo a plecat în Croația, unde a câștigat Liga Campionilor împreună cu Mariana Târcă pentru Podravka Coprivnița. Apropo de foste jucătoare, vă mai sună? Mai păstrați legătura cu ele? Da, da, sigur că da. Cu sărbătorile, cu felicitări, cu ziua de naștere, mai vorbim. Dar vorbim. Dacă ar fi să, eu știu, să rejucați un meci din întreaga carieră, nu doar de la Iași, care ar fi acela? Și ce rezultat ați dori să aibă? Acum trebuie să vă spun, să-mi dați voie să vă spun două rezultate care m-au... Pentru prima dată, deci cel mai important meci a fost câștigarea Cupei României cu Terom, finala Cupei României în compania echipei Știința Bacău, care era multiplă campioană, care avea vreo 8-9 jucătoare la lotul național, care avea antrenorul principal Barta, antrenor principal la echipa națională, și pe care i-am bătut la Buzău și am câștigat Cupa României. Asta cu Iașul. Iar în exterior, sigur că câștigarea unei cupe europene rămâne o performanță care nu este la îndemâna oricui. Am câștigat Challenge Cup-ul cu echipa de Deva, Universitatea Remin Deva, după un parcurs în care n-am pierdut niciun meci. Am câștigat 8 meciuri la rând, în care intră și finala. Dar un rezultat care nu v-a ieșit așa cum trebuia și ați vrea să rejucați acea partidă, care ar fi? Da, este... Asta, sunt și astea destule care... care am... Nu le-am câștigat. Meciul care v-a măcinat cel mai mult, care v-a dat insomnii după aia. Păi pot să spun că la echipa națională la campionatul european, unde am obținut locul 5 cu o singură înfrângere și care a depins de rezultatul meciului cu Norvegia, care l-am pierdut în ultimele secunde de joc, dintr-o aruncare de la 7 metri, cred că vă amintiți o parte din dumneavoastră. Așa, au câștigat Norvegia cu un gol și au jucat ei semifinală și noi am jucat pentru locul 5-6, în locul 5 cu Croația. L-ați rejucat pe acest meci, nu? Că vă putea duce la medalie, la medalie europeană. Mă putea duce la medalie și aveam chiar o echipă bună la vremea respectivă, cu Mariana Târcă, cu Vali Cosma, cu Alina Dobrin, cu Gheorghiu Roxana, care a ieșit golgetele la campionatul ăla european, golgetele la campionatul european. Deci, cu jucătoare bune și România, într-adevăr, avea o echipă bună la vremea respectivă. Poate cu un pic de șansă puteam juca semifinala și poate chiar o medalie. De ce nu finala chiar? Revenind la ceea ce se întâmplă la ora actuală în handbalul masculin, avem 5 echipe care reprezintă zona Moldovei în Liga Națională. Cum vi se pare acest mod de desfășurare a campionatului, cel puțin pentru început, s-a spus pentru 3 etape, sistem turneu. Este al doilea turneu în acest moment în desfășurare la Sfântul Gheorghe, unde echipele joacă 6 partide în 8 zile.
Nu știu dacă este cea mai bună variantă. Probabil au fost motivele acestea cu coronavirusul ăsta, cu care sigur au pus probleme și s-au gândit că poate asta este cea mai bună variantă, deși cred că toți grupați acolo, toate echipele și jucând în aceeași sală sau joacă la Sfântul Gheorghe, unde sunt două săli, pot crea premize ca să infesteze și să îmbolnăvească și mai mulți sportivi. Cum este cazul acum cu Botoșani și Bacău, care au câte 13-15 sportivi exact bolnavi și care în acest moment nu sunt prezente la acest prim turneu. Deci eu cred că cu etape săptămânale cred că era mai bine. Era mai bine cu siguranță. Așa cred eu. Nu știu toate motivele pentru care s-au gândit ei să facă aceste turnee. Cred că și din discuțiile care le-am avut cu diversi antrenori, și ei ar fi preferat etape săptămânale. Iar decizia asta de a tăia în carne vie, adică 10-0, dacă nu te-ai prezentat, dacă n-ai reușit să faci un lot de jucători, cum vi se pare? Adică imposibilitatea de a mai juca acel meci, de a mai amâna partida? Nu mi se pare corect. Deci dacă este bolnav un sportiv sau doi, să joacă fără cei doi sportivi, așa, sau trei, să joacă fără ei, cu o regulă de un minim de jucători care să participe la joc. Și dacă alții sunt într-o situație critică, cum sunt Bacău și Botoșaniu, știu, cred că ar trebui reprogramat, că și așa, după turneul ăsta, se face o pauză. În pauza respectivă, între timp, să refac și echipele astea, care și așa nu sunt pregătite, zic eu, să joace imediat după încheierea turneului, dar asta este ghinionul lor. Dar totuși ar fi trebuit să le ofere șansa de a juca jocurile care le aveau de jucat la acest turneu. Am să vă rog să rămâneți cu noi în direct. Îl avem acum la telefon și pe Florin Spiridon, antrenorul echipei de handbal masculin Politehnica Iași. Florin, bună seara, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră de a intra în direct. Bună seara și bună seara tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Un jucător cu multe meciuri, cu zeci de meciuri, chiar sute, nu? La nivelul Ligii Naționale. Vreau să te întreb și pe tine, cum ți se pare faptul că se aglomerează aceste jocuri? De exemplu, turneul al doilea, 6 partide în 8 zile. În primul rând, aș putea spune că este foarte greu pentru sportiv. Timpul de refacere este foarte, foarte mic. Un sportiv din altă performanță nu se poate reface după un meci echilibrat, un meci puternic, un meci tare, de pe o zi pe alta. Părerea mea este că ar fi fost mult mai bine dacă etapele s-ar fi desfășurat normal. Am putea lua modelul de afară. Afară se joacă săptămânal. De la o săptămână la alta se joacă pe etapă. La noi, sincer, s-au găsit aceste etape. Asta nu știu din ce cauză, dar sperăm că pe viitor să se reglementeze situația aceasta și să redevină handbalul normal, să se joace etapă de etapă. Ce se întâmplă în Liga 2? Ce se întâmplă cu Politehnica? Ați început să vă antrenați? Noi am început pregătirea de pe 1 august. Suntem într-o pregătire, eu zic, destul de bună. Am ajuns la un anumit nivel de pregătire. Băieții sunt dornici să înceapă campionatul. Deocamdată așteptăm răspunsul federației când ne va da drumul și nouă să jucăm. Avem promisiunea că în scurt timp, dar asta nu pot spune mai mult decât ceea ce am discutat și astăzi cu cei din federație, și o să scurt timp vom afla când vom începe și noi campionatul. Vor fi aceleași protocoale riguroase cu testări la noul coronavirus, cu tot lotul, va trebui să intrați în cantonament? Deocamdată nu se știe nimica pentru Liga a doua, dar vor fi anunțat în cel mai scurt timp. Bag de seamă că se vor respecta același protocol ca la Liga Națională. Financiar clubul poate susține? Eu știu.
tot acest demers și cheltuielile aferente? Deocamdată eu cred că va fi greu, dar nu e imposibil. Clubul, odată ce s-a asumat responsabilitatea de a ne înscrie în continuare în Liga a doua, eu cred că se vor găsi resurse financiare și se vor mobiliza și ne va oferi tot strictul necesar de care ținem vorbim. Florin, pe ce lot te bazezi față de anul trecut? S-au mai produs modificări, au mai plecat handbaliști, ai reușit să mai faci anumite transferuri? Noi încercăm de la an la an să îmbunătățim echipa. Cum știți prea bine, am început anul trecut cu un lot de 21 de jucători. Anul acesta am mai dat afară din ei. Nu s-au ridicat la standardele care mă așteptam. Timpul acesta am completat cu jucători care au terminat liceul, program sportiv, fiindcă cei care sunt de la liceul, program sportiv, mai ales fiind jucători din ea, trebuie să le dăm și lor ocazia și șansa de a juca. Eu cred că am făcut o alegere bună pentru nouă sezon și sperăm că la anul să mai încercăm să mai luăm tot de la liceu cu program sportiv și în 2, 3, 4 ani să facem o echipă numai cu eșeni și o echipă de temut în Liga a doua. Ca obiectiv, vezi, eu știu, o marjă de un sezon, două, în care să vă puteți bate la promovare? Totul se rezumă la bani aici. Vorbim de partea financiară. Copiii aceștia care sunt, să nu uităm că joacă pe o indemnizație destul de mică, foarte mică, aș putea spune. Care e indemnizația? Indemnizație în valoare de 500 de lei și o singură masă pe zi. Este foarte greu să cer maximul de la ei, având în vedere că banii sunt foarte puțini. Norocul nostru este că sunt majoritatea studenți și o fac în timpul studenții. Dar cred că dacă s-ar găsi o parte financiară, un ajutor din alte părți, eu cred că s-ar putea reveni la ce a fost chiar acum 2-3 ani, să ne punem un obiectiv pentru promovare. Dar deocamdată mă repet și spun că suntem o echipă studențească, suntem o echipă care vom încerca să formăm jucători, dar din păcate pentru alte echipe. Nici măcar nu e ca la fotbal să spui că produci un handbalist, eu știu, de valoare, ca să câștigi o sumă de pe urma transferului său la o echipă mai importantă, eu știu, la un Dinamo, care și-ar permite să plătească, la Dobrogea Sud. Adică nu cred că valoarea transferului ar fi foarte mare. La noi, în handbal, sumele sunt mici pentru transferul. Nu sunt ca în fotbal sau poate în alte sporturi. Dar v-am spus, bucuria noastră este că încercăm să aducem jucători la acel program sportiv, să nu pierdem acești jucători, fiindcă e păcat și că s-au lucrat cu ei timp de 8-10 ani. Și este păcat că după 10 ani de activitate la un liceu cu program sportiv să nu aibă unde practica handbal în continuare. Eu cred că echipa de la Politehnica IAS deocamdată este o rampă de lansare pentru toți jucătorii care termină liceu cu program sportiv și vor să facă handbal, să practice acest sport în continuare. Este o rampă de lansare pentru alte echipe mult mai valoroase și unde, în primul rând, unde se investesc bani grei. Florin, mulțumim frumos pentru intervenție, succes și poate, eu știu, vin investitorii ăștia, nu mai fug de sport, că se pot face lucruri frumoase și, până la urmă, cred că Iașul merită să aibă un sport cu care să se afirme, de care să se audă în întreaga țară și de ce nu și în Europa, că la nivel de handbal feminin, masculin, cred că s-ar putea prin investiții și prin seriozitate să se facă performanțe importante. Noi încercăm, încercăm cu copiii care sunt deja două generații, vom mai studia încă două generații, după care vom trage linie și vom vedea ce putem ține de anul ăsta, poate ajungem la un nivel unde să putem promova cu această echipă. Dar, repet, Liga Națională sunt alte prețuri, sunt foarte mulți bani față de Divizia a doua. Este foarte greu,
după cum se știe, Iași a promovat la handbal după 12-13 ani, dacă nu mă înșel, și n-am putut rezista decât 6 luni. Acum trebuie să fie o discuție la nivel de conducerea orașului și să iau o hotărâre, că păcat este că acest oraș minunat nu au o echipă, în primul rând avea să punctez o echipă unde să joace într-o cupă europeană. Exact. Posibilități sunt financiare și eu cred că Iașul și spectatorii și telespectatorii și toți locuitorii acestui oraș merită să fie o echipă, indiferent că de basket, că de handball sau de volei sau de fotbal, să joace într-o cupă europeană. Exact. E nevoie de așa ceva și mă uit nu doar la orașe mari, ca, eu știu, ca Iașul, ca Timișoara. Sunt orașe mici care s-au orientat. Târgoviște, basket feminin, toată lumea vorbea de Târgoviște, nu? Că ia an de an campionatul național de basket feminin. Cred că am putea să găsim și noi o formație în care să ne punem așa toate energiile și financiare și sportive, ca să reușească rezultate. Florin Spiridon, antrenorul Politehnicii Iași, mulțumesc frumos pentru intervenție. Domnul Bădulescu e în continuare în direct cu noi, antrenorul emerit. Știu că vorbiți cu Florin destul de des. Cum îl simțiți așa ca moral, ca implicare? Pentru că nu e un orizont destul de roz. Sigur, Florin e în mare suflet și el ar vrea să facă mai mult performanță, mai... dar problema este așa, el lucrează în special cu studenți, pentru că altfel nu îl finanțează clubul care la rândul lui e finanțat de Ministerul Învățământului, deci majoritatea sportivilor din echipa Politehnică Iași sunt studenți de la Facultatea de Educație Fizică și de la alte facultăți. Și sunt și câțiva care sunt din afară, care îl ajută atât cât se poate. Vis-a-vis de ce spuneai tu, Vlad, că ar trebui ca măcar o echipă, asta eu spun de mult, că am vorbit cu oficialitățile, nu numai cei de acum, și cei dinainte, să meargă fotbalul, că să zicem că este sportul rege și care are priză la Iași și să mai finanțeze pentru început măcar o echipă de jocuri sportive. De handbal, cum ai spus tu, băieți sau fete, de rugby, de basket, băieți sau fete. Ceva care să finanțate cum trebuie, să facă o echipă puternică, de prima parte a clasamentului, de podium, așa. Handbalul poate participa cu ușurință în cupile europene, dacă își face o echipă bună, o echipă competitivă. Pentru asta trebuie bani. Și deocamdată nu sunt speranțe sportive, nu vin la ce are Florin acolo. 500 de lei indemnizație, da. N-ai. Și o masă pe zi. Nu vin sportivi. De atunci el face măcar bine că ține aprinsă flacăra handbalului cât de cât în Iași. Că mai există handbal la nivelul ăsta de Liga a doua. Poate vor veni și timpuri mai bune și să va fi și el finanțat așa cum trebuie și să obțină și performanțe. Din Liga Națională, dintre echipele din Moldova, că sunt 5 la ora actuală, care vă face așa cu ochiul? Care vă încântă mai mult? Pe Suceava nu i-am văzut și nici cu Botoșani, i-am văzut nici la turneul trecut și nici anul trecut nu i-am văzut, au jucat la promovare în Liga a doua, nu mai știu ce loturi de sportivi au. Bacău i-am văzut într-un meci în Cupa României și mi-a plăcut. Este o echipă tânără, de perspectivă, care finanțată corespunzător și poate mai aduce vreo 2 jucători de valoare, poate să vină în prima parte a clasamentului. Dar rămâne de văzut. Acum au și ghinion cu îmbolnăvirea asta de virus ăsta, de coronavirus ăsta, care, dacă într-adevăr le dă meciurile pierdute, ar fi păcat, că ei pierd 6 meciuri, 6 partide. 6 partide. Mi se pare chiar foarte mult 6 partide să le joci la un turneu. Încă n-am întâlnit până acum, să mai jucat și pe timpul meu niște turnee, un tur de campionat, sistem turnee de câte 3 etape.
Așa, 6 meciuri, nici sportivii nu fac față din punct de vedere fizic și sigur că calitatea handbalului va scădea. Domnule Bădulescu, mulțumesc frumos pentru prezența în această seară la noi la emisiune, chiar dacă a fost așa prin intermediul Skype-ului. Vă mai așteptăm să mai dezbatem astfel de subiecte și multă sănătate. Vă mulțumesc și eu. La revedere. Mergem acum la Petre Ghervan, coordonatorul tehnic al celor de la CSU Suceava, care e în miezul problemei acolo la Sfântul Gheorghe. Bună seara, domnule Ghervan. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Voiam să vă întreb dacă pe dumneavoastră vă încântă rezultatele Sucevei. Domnul Bădulescu nu a reușit să vadă meciurile. Suntem la turneul al doilea, să spunem, de la Sfântul Gheorghe. 2 meciuri a jucat CSU Suceava. Ieri CSM Focșani, CSU Suceava 26-19 și astăzi, în urmă cu puțin timp, o înfrângere 24-34 cu Potaisa Turda. Da, evident, sunt 2 înfrângeri și nimic nu te poate încânta atunci când ai pierdut, dar trebuie să fim realiști și să judecăm lucrurile prin prisma valorii loturilor de jucători. Noi suntem cu o echipă nouă, cu jucători aduși așa cum am putut noi, contând pe experiența unora și mai ales pe valoarea unor tineri jucători pe care dorim să-i creștem și să-i avem în continuare. Îmbinarea asta încă nu este foarte reușită în momentul acesta, de aceea și scorurile și rezultatele pe care le-ați și pronunțat. Suntem, e adevărat, la al doilea turneu, dar la primul am jucat imediat după turneul de promovare, deci șansele de a fi la nivelul echipelor de ligă erau destul de mici și așa am făcut un egal, destul de un meci bun cu Steaua. În momentul acesta trebuie să recunoaștem că obiectivele noastre sunt doar de natura evitării retrogradării și să încercăm să creștem în paralel cu asta, dacă reușim, să creștem jucători și echipă pentru anul sau anii următori. Obiectivul pe anul acesta care ar fi? Pentru fără niciun fel de ezitare vă spun, lupta pentru evitarea retrogradării. Iar echipele cu care am jucat astăzi sunt 2 echipe bune din play-off-ul de anul trecut, care s-au și întărit un picuț și cu experiența și stabilitatea de lot pe care au avut-o și jocurile pe care le-au avut într-un an precedent în Liga Națională, își spune cuvântul, cel puțin pe începutul de campionat acum. Deși începutul, iată, se duce spre jumătatea lui, cu etapele astea jucate în cascadă așa. Spuneți-mi cum vă poziționați... Dacă e vorba de o poziționare cu aceste turnee, cu meciuri aglomerate în 8 zile, 6 partide și ce părere aveți de celelalte echipe care nu au reușit să își facă un lot de jucători cu care să ajungă la turneu? Regulamentul cu privire la campionatele, la toate nivelele mă refer aici, la toate campionatele din... Sistemul Național de Handbal s-au elaborat în această vară. Deci federația a fost surprinsă în luna martie, aprilie, în lunile de final de campionat. Știți bine, nu s-a decernat titlul la băieți și au fost mari nici la fete și nici nu s-a retrogradat bine. Asta este, să zicem, partea fericită pentru unii. Dar regulamentele au fost elaborate în această vară în concordanță cu legislația în vigoare și legislația în vigoare e foarte mobilă, adică s-a schimbat de la săptămână la săptămână, măsuri de relaxare deosebite nu s-au constatat, iar modul acesta de desfășurare al campionatului doar la eșalonul 1, doar din handbalul românesc, cred că și rugby mai joacă, nu știu, basketul dacă a început să joace, este alternativa la a nu face nimic. Deci în momentul acesta, dacă legislația ne permite să jucăm... Dar nu era mai bine să jucați un meci acasă, un meci în deplasare la o săptămână decât să... Dar nu ne permite, urma să vă spun, nu ne permite legea. Noi trebuie să intrăm aici într-un soi de carantină. Nu avem voie să plecăm nicăieri decât dacă anunțăm, ori dacă lucrurile scapă de sub controlul cuiva care organizează, respectiv federația, în acasă, la un meci de acasă, nu mai ai control asupra unui jucător sau jucătorilor proprii, după cum nici cel care vine este greu să stăpânești sau să pui observatori care să vină cu 4 zile înainte de meci să constate că echipele respectă un protocol stabilit prin regulamentul federației. Deci știu dorința și este evident că și eu sunt de aceeași parte a
cu opinia pe care o pot exprima acum, sunt de aceeași parte cu cei care spun că e bine, e mai simplu să jucăm etapă de etapă și din punctul de vedere al respectării condițiilor sanitare, respectiv distanțarea, neaglomerarea și așa mai departe. Dar dacă legislația în momentul acesta asta permite ca să nu jucăm nimic, eu cred că este mai rău. Așa că nu facem decât să ne aliniem, să suferim, nu să suportăm, chiar să suferim în urma acestor decizii, dar nu avem încotro, practic nu avem încotro. În România, în momentul acesta, asta se joacă, pentru că, de fapt, problema principală este că se joacă în sală. Dacă era să joace în aer liber, n-aveam probleme, eram ca și fost. O ultimă întrebare, pe scurt, spuneți-ne dacă Suceava a devenit sau nu Centru Național Olimpic pentru Junior sau când se va întâmpla acest lucru și ce obiectiv are acest Centru Național? Da, decizia în legătură cu Centrul Național Olimpic de Pregătire a Juniorilor la Suceava, la handbal băieți, a fost luată în Consiliul de Administrație al Federației. Federația are la dispoziție un asemenea centru pus la dispoziție de către COSR la Bacău, îl mută la Suceava și rămâne doar, dosarul este complet, este depus la COSR, rămâne ca probabil pe parcursul acestei săptămâni sau în săptămâna următoare să se întâmple vizita unei delegații de la COSR care să constate condițiile de cazare, masă, pregătire sportivă și școală ale copiilor care vor veni în acest centru. Noi avem acum imagini în direct, vă întrerup o secundă, de la un meci de la Sfântul Gheorghe, se joacă la această oră Minaur Baia Mare cu Reșița, 2-1 pentru Reșița în acest moment. Vă rog, domnule Ghirvan. Da, deci centrul se va înființa, e aproape sigur în măsura în care ceva poate mai fie sigur în zilele astea, după ce vizita respectivă va consfinti că ce am dat noi în dosarele respective este conform cu realitatea. Câți handbaliști vor fi? Câți juniori se vor pregăti? 18 jucători, 11 sunt în lotul național de vârsta respectivă de la Suceava. De aceea și decizia Federației de a-l muta la Suceava, pentru că nu erau, acei 11 nu erau în centru. Deci erau componente echipei naționale, dar nu erau în centru de la Bacău. Acum vor fi în centru de la Suceava și mai rămân încă 7 sportivi din cei au fost la Bacău. Deci 18 sportivi cu antrenor secund, antrenor principal, antrenor secund, kinetoterapeut și ce mai este nevoie. Am înțeles. Domnule Ghirvan, mulțumesc frumos pentru această intervenție. Mult succes în continuare la turneu pentru CSU Suceava. Mulțumesc și eu foarte mult. Sănătate. Noi continuăm cu o scurtă revistă a presei înainte de a vă prezenta acel grupaj cu reacții și imagini din Liga 3-a. Dinamo a dat lovitura în ultima zi de transferuri. Câinii ar urma să-l semneze în ultimele ore ale perioadei de transferuri pe Alex Garcia, un mijlocaș de 23 de ani cumpărat de Manchester City în 2015 cu 4 milioane de euro. Garcia a fost împrumutat în ultima perioadă la Girona și Muscron și a devenit liber de contract. Acum este cotat de site-urile de specialitate la suma de 3,2 milioane de euro. Și internaționalul român George Pușcaș a acordat un interviu pentru site-ul Federației Române de Fotbal înaintea partidei de baraj de pe 8 octombrie cu Islanda. Spune că dezamăgirea carierei sale de până acum o reprezintă semifinala cu Germania de la campionatul european Under-21 de anul trecut, pierdută cu scorul de 2-4. Atunci Pușcaș a marcat ambele goluri ale naționalei noastre. Atacantul mai spune că i s-ar fi potrivit meseria de designer interior dacă nu se făcea fotbalist și că vrea să își îmbunătățească lovitura cu piciorul stâng. Și este oficial, fotbalistul Universității Craiova, Valentin Mihailă, a ajuns în Serie A la Parma. Site-ul italienilor a anunțat că atacantul a semnat un contract valabil până în anul 2025. Suntem mândri că la 20 de ani devine unul dintre cei mai valoroși tineri jucători plecați din Europa de Est într-un campionat din Big Four. A fost mesajul celor de la Craiova, este și normal. Craiova va primi în schimbul lui Mihailă suma de 8 milioane de euro, cel mai scump transfer din istoria clubului. Noi mergem acum rapid către Liga 3. Hușana Hușa a început ca din pușcă sezonul. Fotbaliștii lui Croitoru au reușit a patra victorie consecutivă, 3-0 cu CSM Pașcani. Hușana este liderul seriei întâi cu 12 puncte și un gol averaj zdrobitor, 10 goluri marcate, niciunul primit. Agri Goroaie, Sergiu Gârdea și Francisac Bleta au fost marcatorii în victoria contra Pașcaniului. Ne dorim foarte tare să luăm fiecare meci în parte, să-l câștigăm și la final vom vedea pe ce loc vom fi. Vă doriți o accedere în etapa superioară a Ligii a 3-a? Cu siguranță, cu siguranță. Ne dorim. Acum să ne
ajute și Dumnezeu să găsim înțelepciune și inspirație să putem să luăm decizii bune și în joc și în afara terenului ca să putem să ne atingem obiectivul. Nu aveți timp prea mult să vă bucurați, fiindcă miercuri aveți meci în Cupa României. Cum va fi cu Miroslava? Deci ca și cu oricare altă echipă. Ne dorim foarte tare să câștigăm, să mergem mai departe. Ne dorim foarte mult să aducem o echipă de nivel superior la Huș, pentru că orașul merită, oamenii care vin atât cât pot pe lângă noi, pe lângă echipă, care orașul trăiește pentru echipa asta și merită o bucurie de genul ăsta. Unde vă opriți? Se pare sperăm că până în ultima etapă să câștigăm toate meciurile, vă dați seama, urmează de acum. Meciurile grele, avem în Cupă Miroslava, avem la Suceava meci foarte greu, acolo vedem într-adevăr unde suntem. Șomuz Fălticeni a câștigat derbiul județului Suceava 3-2 cu Foresta. Primul gol al partidei a fost înscris de Frank Tucam în minutul 35 cu o lovitură de cap. Foresta a revenit pe tabelă prin Alexandru Marin în minutul 52. Doar 9 minute a rămas egal scorul de pe tabelă pentru că a intrat în scenă Padovei cu o dublă. Fotbalistul Șomuz a înscris prima dată în minutul 67, apoi a mărit diferența de scor cu 3 minute înainte de final. Foresta a redus din handicap în minutul 92 prin același Alexandru Marin, dar a fost prea târziu pentru a mai pleca măcar cu un punct din deplasarea de la Fălticeni. Șomuz este pe locul 2 în clasament cu 4 victorii din 4 posibile, în timp ce echipa antrenată de Dorin Goian are doar un succes în 3 meciuri și e pe 6. Știința Miroslava a suferit prima înfrângere în acest sezon de Liga a 3-a. Ieșenii au cedat 0-2 în deplasarea de la Bucovina Rădăuți. Gazdele au deschis rapid scorul prin golgheterul Ionel Stoian în minutul 2, în urma unei pase venite de la Stroie. La ultima fază a primei reprize, Stoian a înscris din nou pentru a stabili scorul final al meciului. Bucovinenii au sărbătorit primul succes din campionat după ce startul sezonului i-a găsit cu lotul decimat de epidemia de coronavirus. Pentru Rădăuț a mai evoluat și un puști de doar 15 ani, Adrian Stroie, văzut ca o mare speranță a fotbalului. În alte două partide disputate în seria 1 a Ligii a 3-a s-au înregistrat rezultatele. Dante Botoșan, CSM Ceahlăul Piatra Neamț 0-3 și Bradu Borca Sporting Club Juniorul Vaslui 0-2. Suporter Club Oțelul Galați nu a putut să treacă pe teren propriu de SCM Focșani. Oaspeții au deschis scorul prin moldoveanul Brian Lemac, iar gazdele au egalat în minutul 90 prin Matei din penalti în urma unei lovituri libere scoase de Alinica. Oțelul ar fi putut chiar să câștige în minutele de prelungire, dar Nica și Gavrila din lovitură liberă au irosit două ocazii bune. Oțelul CSM Focșani s-a încheiat 1-1. Eu cred că a fost un meci frumos de Liga a doua. Din punctul meu de vedere, știam ce va juca Galațiu, pentru că jucasem înainte cu 10 zile, știam ce partitură vor oferi și ne-am luat măsurile necesare. Din păcate, cred că naivitatea jucătorilor mei a făcut ca pe final să nu putem să ducem la bun sfârșit obiectivul pe care ni l-am propus și acela de a câștiga. Noi veneam după un meci, de fapt după un eșec acasă cu Brăila, și cred că, fără modestie, meritam toate cele 3 puncte. După aspectul jocului, cred că e un punct meritat, pentru că în prima repriză nu știu dacă au ajuns vreodată la poartă și am avut câteva situații foarte bune să înscriem și, din păcate, n-am reușit. Le spuneam și băieților că nu trebuie să facem cadouri, că luna decembrie e destul de departe și, din păcate, am făcut un cadou, o greșeală destul de gravă, din punctul meu de vedere. Am primit gol, am început așa mai prost, repriza a doua, parcă vedeam secvența din partida de cupă. Dar până la urmă e bine că nu s-a renunțat, ne-am mai creat iarăși câteva situații bune, apărate de portar sau ratate de noi și până la final am reușit să egalăm. Marius Matei, golgheterul Oțelului în sezonul trecut, crede că echipa sa ar fi putut obține toate punctele puse în joc. Cu siguranță se putea mai mult astăzi. În seara aceasta am avut un sentiment așa de deja vu. Mă refer la șut și, din păcate, au reușit să marcheze. Dar una peste alta, ținând cont de conjunctura
scorului și faptul că am egalat minutul 90. Trebuie să luăm părțile pozitive și să mergem mai departe. E un campionat lung, promovarea înseamnă un război, nu doar o luptă, două sau trei. De aceea suntem încrezători în continuare, suntem două echipe puternice care astăzi, ca și în cupă, cred că am avut un plus noi, dar din nefericire ghinionul ne-a făcut să pierdem în cupă și astăzi să terminăm doar cu egal. Oțelul Galați și CSM Focșani se vor lupta cu Dacia Unirea Brăila pentru primele două locuri din seria a doua a Ligii a treia. În alte meciuri din această serie s-au înregistrat rezultatele: Dacia Unirea Brăila, Club Sportiv Făurei 5-1, Sporting Liești, CSM Bacău 2-0, Sportul Chiscani, Viitorul Ianca 1-1 și CSM Râmnicu Sărat, Avântul Valea Mărului 2-0. Hușana Huș, liderul seriei 1 din Liga 3, 4 victorii din 4 posibile, 10 goluri înscrise, niciunul primit. Noi suntem la telefon cu Florin Croitoru, antrenorul acestei echipe. Florin, te salut! Bună ziua și dumneavoastră! Ce ai schimbat față de anul trecut, de a-ți pornit așa în trombă? Un pic mentalitatea. Dorința de a câștiga la fiecare meci, asta am încercat să le spun băieților că se poate și asta am făcut. Băieții au pus tot timpul suflet și au dat seama că pot câștiga fiecare meci și eu zic că este cel mai mare câștig, grupul. Echipa, pentru că asta e cel mai important lucru. Lotul este schimbat? Ai făcut transferuri? Ați adus jucători locul, mai importanți? Lotul este schimbat. Am adus câțiva jucători cu experiență și aici zic eu că se face diferența. De unde i-ai adus? Pe cine? Așa, câteva nume de... Jucători cu nume, zic eu, la nivelul Ligii a 3-a și la nivelul Ligii a 2-a, Grigorae Petre, Viorică Adrian, Ioane Claudiu, Bismană Alex, plus băieții care erau aici, sunt niște băieți care au adus un plus echipei. Se fac investiții la Huș? Se dorește mai mult? Vă dați seama, am văzut pe site-ul clubului, e o întrebare oarecum retorică. Se poate mai mult? Da, se poate. Ne gândim, vă dați seama. Obiectivul nostru nu este promovare. Obiectivul nostru este să facem o echipă competitivă, o echipă bună, eu știu, o echipă care să facă mândru tot orașul acesta, care pentru ei asta e cea mai mare bucurie, echipa de fotbal, faptul că avem rezultate, oamenii sunt foarte bucuroși. Noi asta ne dorim deocamdată. Dacă se poate să promovăm, nu cred că ar spune cineva nu. Dar obiectivul nostru este să facem o echipă foarte puternică. Voi ați tăcut acolo când vedeați că toată lumea vorbește de Foresta Suceava, de Știința Miroslava ca principalele candidate? Ce spuneați în sinea voastră? Spuneam că au dreptate, pentru că sunt două echipe cu tradiție, echipe puternice. Vă dați seama, au mai multă experiență ca și noi. Dar noi v-am spus, noi grupul... Știam ce putem, știm ce putem, luăm fiecare meci în parte și ne dorim tare mult să acumulăm cât mai multe puncte, ca la final să vedem unde suntem. Cum îi simți pe locuitorii din Huș, chiar dacă nu pot să vină la stadion să vă urmărească? Că spuneai că e o emulație așa în oraș. Fantastică, da, o emulație fantastică. Atunci când se permitea suporterilor să vină la stadion, tot timpul stadionul era plin. Oamenii nu au altă bucurie decât echipa de fotbal și sunt alături de ea. Oamenii sunt bucuroși că suntem în situația asta, numai să nu dăm în partea cealaltă. Îmi doresc tare mult ca toată lumea să rămână cu picioarele pe pământ și să fim realiști că încă suntem o echipă în devenire, o echipă puternică în devenire. Deocamdată nu suntem o echipă puternică, ușor, ușor ne luptăm să devenim. Ce stil a impus Florin la Huș? Un stil în care ne dorim foarte mult să avem posesia, ne dorim foarte mult să controlăm jocul, ne dorim foarte mult să ne creăm ocazii de gol, un fotbal spectacol, așa, un fotbal frumos ne dorim să facem. Jucați în această săptămână un meci important nou cu Știința Miroslava în cupă? Da, toate meciurile sunt importante pentru noi. Îl veți trata serios? Adică vă interesează cupa sau vă concentrați doar pe campionat și să mergeți în continuare în stilul ăsta? Ne dorim, așa cum am spus și mai devreme, să câștigăm cât mai multe meciuri, inclusiv cel de cupă. Am avantajul că am un lot numeros, dubluri pe toate posturile, jucători apropiați de valoare și
îmi pot permite să, eu știu, să le dau șanse tuturor să joace. La noi, din păcate, am avut și ceva probleme cu acest COVID. Tot timpul nu știu dacă am putut alinia la același, eu știu, la două meciuri la rând aceeași formulă, pentru că am avut câțiva cu băieți care au fost testați pozitiv. Și atunci ceilalți care au avut șansa să joace au făcut-o foarte bine și am câștigat. E un campionat în care se poate întâmpla orice, o serie în care se poate întâmpla orice. Mă uit și la rezultatele care au fost în urmă cu etapă. Miroslav a pierdut la Rădăuți. Cu siguranță se poate întâmpla orice și mai ales că e acest neprevăzut al testelor COVID. Vă dați seama, săptămâna asta faci testul, prinzi două meciuri, le câștigi și următoarele două săptămâni după ce repeți următorul test, există varianta să scadă 4-5 jucători și să rămâi fără jucători de bază și atunci cu siguranță se poate întâmpla orice. Florin, mulțumesc frumos pentru această discuție, mult succes în continuare. Vă mulțumesc din suflet pentru telefon și Doamne ajută! A fost în direct cu noi Florin Croitoru, antrenorul liderului seriei 1 din Liga 3-a Hușana-Huș. Vă spuneam 12 puncte din tot atâtea posibile. Merge ceas până în acest moment Hușana. Aici se încheie emisiunea noastră din această după-amiază. Eu sunt Vlad Lucian Arhire. Rămâneți în continuare însă cu programele televiziunii române.